unul din izvoarele din dreapta ale cascadei spumoase din Bicegi. Acum cobor la baza cascadei. Pe un traseu foarte abrupt. Izvoare mai mari, izvoare mai mici. Punți înguste de trecere. Thank you.
Aceste filmulețe le puteți viziona pe canalul meu de YouTube, Călător prin lume. Vă puteți abona pentru că nu vă costă nimic. Și veți vedea peste 300 de filmulețe pe care le-am distribuit pe canal. George Păuna, numele meu. Asta a fost mica mea plimbare de adaptare pe ziua de astăzi. Aici lângă cascadă se află și refugiu Salvamont Bușteni. Uneori aveam noroc să văd și veverițe pe aici, prin copaci, când mai veneam. Astăzi n-am avut noroc. Mm-hmm.